Vorbim acum despre acest subiect cu Monica Bucur, jurnalist senior la redacția Sport. Monica, bun venit la Telejurnal. Bine v-am găsit. Am văzut echipa feminină de gimnastică artistică a ratat calificarea la Jocurile Olimpice. O calificare, o ratare, despre care fostul coordonator al lotului olimpic, Nicolae Forminte, spunea că se aștepta. Nicolae Forminte, care este și antrenor la lotul de junioare de la Deva, nu numai Nicolae Forminte se aștepta. Foarte mulți din cei implicați în gimnastică la lotul olimpic se așteptau la lucrul acesta, pentru că problemele sunt numeroase, accidentări ale gimnastelor. Vorbim despre problemele de la echipă, Monica. Este practic, dacă vrei, un salt peste timp. În 1967, când echipa României din acea perioadă a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Mexic din 1968, federația a stabilit înființarea la Onești a liceului cu profil sportiv, acolo unde au ajuns și Nadia și soții Marta și Bela Caroli și de unde s-au pus practic bazele în era modernă a gimnasticii, acolo unde s-au obținut zeci și sute de medalii. Timpul a trecut, s-a mers la un moment dat în virtutea inerției, hai că se poate, hai că vin gimnaste. Nu s-a uitat însă nimeni sau aproape nimeni la bază. Ce se întâmplă în cluburi, acolo unde se face selecția? Foarte mulți antrenori au plecat din cauza salarizării foarte proaste. Nici afară nu se plătesc antrenorii de gimnastică foarte bine, dar sunt motivați și au un trai decent. La noi, cu 1000 de lei pe lună să faci performanță, să crești gimnaste pentru a ajunge la lot, foarte multe ajung chiar și la lotul de junioare cu carențe tehnice. Probleme în învățarea elementelor. E greu să iei o gimnastă la 11-12 ani și de multe ori aproape de la zero. Ajung la lotul de junioare, se încarcă foarte mult din punct de vedere tehnic, încep accidentările. La lotul olimpic, la lotul național de senioare, sunt accidentări după accidentări, nu-și revin bine dintr-o accidentare, că trebuie să meargă la o altă competiție. Uite-te la Larisa Iordache, cu câteva o lună înainte de test event, la un antrenament și-a fracturat degetul, este scoasă practic din competiție încă mult timp. Cătălina Ponor s-a reîntors. Da, asta voiam să te întreb despre Cătălina Ponor. A revenit în forță pentru a participa a treia oară la Olimpiadă la 28 de ani. Exact. Și nu se știe dacă va participa, pentru că federația are dreptul la o singură gimnastă la Rio, din cauza faptului că s-a ratat calificarea cu echipa. Adică este posibil să participe una dintre fete, ori Larisa, ori Cătălina, sau o altă gimnastă, deși nu văd care, să aibă o valoare care să ne permită măcar o medalie. România a ajuns să sperie că poate la Rio va câștiga o medalie. Fetele care vin la gimnastică sunt motivate? Sportivele sunt motivate să câștige concursuri, să câștige medalii? În normal ar trebui să fie motivate. Domnul Octavian Belu, care orice s-ar spune în momentul de față, și am văzut că sunt luați la țintă atât Mariana Bitan cât și Octavian Belu acum, nu se poate spune că nu știu să antreneze. Dar mi s-a întâmplat să merg la o verificare și să văd în sală gimnaste de lot care să spună: eu nu pot să repet pirueta că mă doare genunchiul, sau eu nu fac 10 repetări. Să ajungă să se târguiască pur și simplu cu antrenorii și nu poți face performanță, indiferent că este gimnastică, indiferent că este atletism. Sunt niște sacrificii pe care ți le impui. Dacă vrei să fii motivat, așa cum vorbeai de motivație, dacă ești determinat, motivat și vrei să ajungi într-adevăr la Jocurile Olimpice, să iei medalii, nu doar să participi, atunci trebuie să faci niște sacrificii și nu o zi, două. Noi sperăm într-o revenire în forță a gimnasticii românești, iar în momentul de față nu putem decât să ținem pumnii oricărei gimnaste care va reprezenta România la Jocurile de la Rio. Și gimnaste și gimnaști. Marian Drăgulescu este deja calificat și va mai participa încă un sportiv la Rio. Monica, noi îți mulțumim pentru participarea la Telejurnal.